vă întreb, planul ăsta, doamna Părcălabu, credeți că ajunge la finalul lor, ca să zic așa, sau poate fi întrerupt undeva? Dacă vorbim, bună seara în primul rând, dacă vorbim de planul acesta pe care îl au cu pensionarii, să sperăm că nu va fi dus la bun sfârșit. Cu angajații și cu pensionarii în același timp, că e și cu cei care urmează să iasă la pensii. Pentru că va fi vai și amar de viața noastră, ca să zic așa. Iar față de acea declarație nefericită, spun eu, a doamnei ministru, care insistă să apară în mulțime și să-și facă imagine pe seama problemelor pe care le gestionează, mai are puțin să ne spună că va trebui să-i mulțumim și pentru faptul că este acolo și se bate ca să rezolve problemele pe care de altfel, în loc să le rezolve mai tare, le complică. De altfel, cred că nu știu ce vector de comunicare să folosească sau ce informații pe care să le dea publicului ca să spună că de fapt nu vor face nimic. Toată această abordare este de a amâna și de a deturna atenția de la problemele esențiale ale oamenilor. Pentru că am văzut că și în PNL, pe Programul Național de Redresare și Reziliență, au introdus lucruri legate de pensie care nu ar fi trebuit să fie strecurate acolo, pentru că într-un astfel de program ar fi trebuit să fie incluse măsuri active care să ducă la creșterea economică, care să creeze locuri de muncă, să creăm bunuri, astfel încât să avem apoi... Păi au creat locuri de muncă, doamna Părcălabu, pentru ai lor, că sunt 2 miliarde pentru consultanță, mă rog, internă și externă, deci au creat și pentru alții. Deci asta este extraordinar. Noi, în sfârșit, exportăm finanțare pentru locuri de muncă în alte țări. Asta mi se pare că e, într-adevăr, o realizare. Adică nu știu de ce nu se laudă chiar direct cu ea, domnul Câțu, să spună, uite, noi o să dăm de lucru francezilor, o să dăm de lucru belgienilor, o să dăm de lucru tuturor consultanților care o să vină aici la noi să ne spună cum să tocăm banii ăștia pe care îi împrumutăm și vom plăti cu toții mai încolo. Băi, știți că noi am mai avut tot felul de asistență din aceasta externă, care, de fapt, ce înseamnă? Proiectul este încasat de firma străină, de consultanță, dar până la urmă folosește tot experții români, pentru că ei trebuie să se adapteze. Ca la autostrăzi, lopata aia noastră, laptopul al lor. Exact, exact. La fel cum se întâmplă și în ceea ce privește firmele de construcții, la marile proiecte, acelea care mai sunt. Că, de fapt, titularul de contract e unul, iar cel care este la baza activităților sunt tot românii care probabil vor fi plătiți mult mai... Vă spuneam mai devreme că vreau să vedem ceva din România asta uluitoare. Că vorbim acum despre PNRR-ul ăsta, că nu mai pot și cu abrevierea și cu triumfalismul din jurul lui, despre cum o să vină banii ăștia cu care dintr-o dată o să explodeze România, o să facem ce n-am făcut în 30 de ani acum, până în 2026. Spitale, autostrăzi, căi ferate, o să ne dezvoltăm extraordinar competențele, o să trăinuim oameni cu 130.000 de euro bucata, evident, tot pentru companiile lor. De fapt, despre asta este vorba. Dar uitați-vă la altceva. Uitați-vă la ceva ce s-a făcut cu fondurile europene, alea vechi, ca să zic așa, fondurile structurale, pentru care plătim noi cotizație ca țară, domnule Diacon, mă știți prea bine, de acolo, din Parlamentul European, an de an, din ce în ce mai mare, că ne-am oferit... Noi ne-am oferit să majorăm cotizația. Ei bine, din banii aia s-a construit ceva. În sfârșit s-a construit ceva remarcabil în România. Un port. Știți că acum suntem îngrijorați că dau ăștia portul Constanța, că prăduiesc și aeroportul.